Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Inspiration with Brand Minds. Suntem aici în Baneasa Shopping City, unde încercăm să vă aducem cei mai mari influenceri ai României. Oameni care au schimbat lumea, oameni care au pus România pe hartă. Astăzi avem invitată special pe cea mai mare atletă a lumii care a reprezentat România, Gabi Szabo. Mulțumesc de invitație, mulțumesc sincer! Gabi, chiar apreciem... A fost odată, în 1999. A fost odată, doar că datorită performanțelor tare, România în momentul de față este cunoscută în lume. Te-ai gândit vreodată la impactul ăsta pe care l-ai avut? România, adică noi de la țară, noi de nicăieri, toată lumea vorbea despre România. Țin minte cum spunea comentatorul sportiv, Gabriela Szabo, campioană mondială, se ridică părul pe mine și acum. Adică doar când auzeam faptul că cineva ne reprezintă cu asemenea determinare și nu odată, de 10, cred că de câte ori ai fost campioană mondială? De 6 ori, 7 ori? Da, acum am înțeles că în sală sunt elevi, sunt studenți. Da, elevi, studenți. De 16, 17, 20 de ani. Nu știu câți dintre ei m-au mai prins pe mine alergând pe marile stadioane ale lumii. Cert este că în 2004 m-am retras din activitatea sportivă, dar este adevărat că am fost selecționată la sport în 1988. Sunt produsul unui sistem în sportul de mare performanță, dar am performat după anii 90. Pentru prima oară am venit la lotul național sau am fost selecționată la lotul național în 1991, fiind un copil de 15 ani. Din 1992 și până când m-am retras din activitatea sportivă, da, este adevărat, am câștigat tot ce s-a putut câștiga în sport. Adică sunt campioană europeană de juniori, campioană mondială, vicecampioană mondială și am acoperit foarte multe probe, ceea ce a fost unic în istoria atletismului mondial, pentru că am fost o sportivă extrem de polivalentă, da. Alergam cu foarte mare ușurință și distanțele de 1500 de metri și de 3000 și 5000. Nu mi-am dorit niciodată să alerg distanțe de 10.000 sau de maraton, cu totul că se spunea că constituția mea, din punct de vedere somatic, ar duce foarte mult spre probele de maraton. Ei, mie asta nu mi-a plăcut maratonul și nici astăzi nu-mi place probele de maraton. Alerg cu mare drag distanțele de, nu știu, 6 km, 10 km, dar nu mai mult de 10 km. Așa că, da, am fost cea mai bună junioară din lume, am fost cea mai bună senioară din lume, am câștigat titluri mondiale, am doborât și recorduri mondiale pe distanțe diferite. De 6 ani de zile parcă ai fost campioană, ai deținut recordul mondial. Parcă așa te țin minte. Da, am deținut și dețin, nu, s-au doborât în ultima perioadă chinienicele și etiopienicele, au venit foarte, foarte tare din spate, dar ce a fost inovativ în perioada când eu alergam, era că europencele sau noi, partea asta estică, nu aveam nicio treabă cu atletele din Africa, adică Africa nu se regăsea între noi. Când Gabi Szabo era la start, în cursele fie de Grand Prix sau de campionat mondial, se știa ori câștigă, ori vine pe locul 2 sau 3. Dar pentru mine n-a existat locul 2 și 3. Și niciodată nu m-am motivat să fiu pe locul 2, ca să am o altă motivație, că l-ascultam la un moment dat pe prietenul meu, Smiley. Așa, pentru mine n-a existat locul 2 și 3. Pentru mine a existat doar locul 1. De unde venea toată motivația asta? A fost o motivație intrinsecă, cu nu vă puteți imagina. Pentru mine sportul de performanță, astăzi dacă m-ați fi întrebat ce aș fi făcut dacă nu sport, n-am un răspuns să vă dau. Cert este că de când am descoperit sportul sau pentru prima oară când am ajuns la sport, m-am dedicat trup și suflet. Am iubit ceea ce am făcut. Eu am făcut cu foarte mare dragoste sport. Pentru mine era o libertate de a merge la antrenament, pentru mine era o libertate să concurez. Era o plăcere, o bucurie să călătoresc. Gândiți-vă că de la... Nu o să uit niciodată, în 89-90 deja vedeam Honolulu și mergeam prin Statele Unite, eram invitată, inclusiv în 1994, aproape 5 ani de zile, Utah University a umblat după mine aproape săptămânal în toată Europa și în toată lumea să mă convingă să merg și să studiez în Statele Unite și am refuzat pur și simplu. Am primit cea mai mare distinție sau cea mai mare bursă care poate să ți-o dea universitatea. De ce am refuzat-o din simplu motiv că nu mi-a acceptat antrenorul. Mi-a acceptat să mă duc cu părinții în Statele Unite, au acceptat să mă întorc în România de nu știu câte ori, m-au acceptat să merg să stau un an de zile și să învăț limba și să dau testul TOEFL.
Dar n-am acceptat să merg cu antrenorul din România și am zis că nu pot să risc, pentru că am crescut lângă un antrenor, cunoștea aproape tot ce înseamnă talentul Gabi Szabo și să mă duc într-un sistem pe care nu l-am cunoscut, la o vârstă foarte mică, 18-19 ani, efectiv, poate dacă aș avea mintea de acum, aș gândi altfel. Dar atunci, în anii 93-94, să te desparți de familie, să mergi foarte departe, n-a fost ceva foarte, foarte happy. Cum arăta o zi din viața Gabrielei Szabo în momentul în care s-a întâlnit pentru campionatul mondial? Eu sunt o fire foarte, foarte serioasă. Eu m-am născut în Ardeal, provin dintr-o familie extrem de conservatoare și la un moment dat mi se spunea că sunt persoana fără chip, că nu știu să zâmbesc și că nu știu să mă bucur. Tot ceea ce am făcut, am făcut cu o foarte mare seriozitate. Asta nu înseamna că nu m-am bucurat niciodată sau că în interiorul meu nu era o bucurie. Dar pentru orice victorie trebuia să mă întorc înapoi și să muncesc de 10 ori mai mult ca să demonstrez că n-a fost întâmplare și că, știți, că în sport este o vorbă, că este atât de simplu să ajungi la succes și este foarte greu să te menții acolo. Cert este că am avut o longevitate enorm de mare în sportul de mare performanță. Gândiți-vă că aproape 11 ani am stat în topurile mondiale fără să cad de pe locul 1 sau 2. Ori eram 1-2, ori eram ori 1, ori 2. Într-adevăr, cred că și 98 a fost un an de excepție pentru mine când am fost clasată pe locul 3 în cea mai bună sportivă a lumii. Eram fer convinsă că o să fiu declarată cea mai bună. Dar știți cum e, ne lipsea ceva și nu știu ce ne lipsea. Probabil că ne lipsea promovarea mult mai mare pe planul ăsta internațional. Ca brand? Nu. Deja brandul exista, se creona. Era vorba de mediatizare. Gândiți-vă că lângă un sportiv din Statele Unite, de exemplu, sau din Anglia, stătea nu știu câte sute de ziariști în spatele lor. Peste tot în lume. Fie în cantonament, fie la antrenament, fie la școală, fie la competiții și așa mai departe și se dădea news-uri despre ei tot timpul. Deci toată lumea știa. Ei, despre noi foarte rar veneau ziariștii din România să stea lângă tine, măcar o săptămână, să vadă ce înseamnă pregătirea ta ca sportiv de mare performanță. Mi se spunea la un moment dat când am început să obosesc că sunt un mic roboțel pus pe pistă, întors cu cheiță, câștigă și pleacă acasă și nu zâmbește, nu face absolut nimic. Fără să fie o zi sau un minut alături de tine, acolo în cantonament, pentru că competițiile sunt ușoare. Sau pentru mine competițiile erau foarte, foarte ușoare. Ei, antrenamentul a fost de fiecare dată greu, ca să te ridici, știți, dar asta ne-a format caracterul de învingător și ne-a făcut să nu pierdem decât foarte, foarte rar atunci când probabil, nu știu, intervenea ceva și n-am putut să negociem foarte bine într-o competiție. Iar un sportiv de elită are o inteligență nativă extrem, extrem de ridicată, de cursă și de competiție vorbind, da? Cum ranch întâlnești, un fel de vizionar de cursă. În așa fel vedeam fiecare gest, simțeam fiecare gest al adversarei mele din timpul cursei, simțeam respirația, simțeam energia, știam când să atac, când să o las mai ușor, când asta a fost lucrul pe care mi l-am dezvoltat prin inteligența de cursă. Ce te determina pe tine să te trezești în fiecare zi să mergi să alergi? Pentru că e ok, ai ca mindset să devii campioană mondială, doar că determinarea aia până a fi campioană mondială, drive-ul acela de trezit în fiecare zi, mers la antrenament de 2-3 ori, zăpadă, alergat la 50 de grade, de unde a venit toată pasiunea asta? Chiar n-am să-ți dau un răspuns. Cred că răspunsul se găsește în dragostea pentru sport, pentru performanță. Dragostea de a fi cel mai bun, dragostea de... Eu n-am făcut sport pentru bani. Adică pentru mine motivația n-a fost banul niciodată. Motivația a fost... De ce sportivul din, de exemplu, din Anglia este mai bun decât mine? Ce are în plus față de mine? N-are nimic, doar că
are mai mulți bani de pregătire, probabil. Ei, noi știam să facem lucrurile astea și cu bani mai puțin, cu totuși că sunt un om care am câștigat banii de foarte, foarte mică. La 15 ani deja Nike America, semnam în anii 90 contract cu Nike America. Deci, câți sportivi din lumea asta se lăudau cu un contract, cu un salariu lunar de 1000 de euro să poartă pantofii Nike. Deci, nu știu, a fost, cred că fiecare dintre noi ne naștem cu un har și cu un talent care, dacă este descoperit de cineva, la vârstă foarte mică și lucrat corect și frumos, știți, strălucești mai târziu. Iar eu am avut șansa să întâlnesc acel om care și el și-a dorit să facă performanță și el și-a iubit meseria la fel de mult și că am crescut împreună, pentru că antrenorul meu abia terminase facultatea în 86. În 88 m-a descoperit pe mine și cred că am învățat împreună ce înseamnă disciplina și ce înseamnă eu această performanță. Am avut ocazia să te văd pe tine la un speech în care era invitată să ții un speech și povesteai despre cât de grele erau antrenamentele, despre momentele când alergai pe zăpadă, în care nu te interesa dacă te jenează pantofii sau că ești rană la degete sau că pur și simplu tu aveai determinarea de a fi campioană mondială. Te rog frumos, povestește cât, că oamenii nu înțeleg, ei văd Gabi Szabo campioană mondială, ok, România, tricolorul, frumos la televizor, doar că, eu nu știu... Da, mie nu mi-a plăcut un antrenament. Da. Te rog, povestește astăzi, un antrenament. Sincer, și astăzi când mă duc la sala de sport să alerg, dacă îmi propun 30 de minute, pe 30 de minute eu trebuie să alerg. Ei, dacă mergeam la antrenament și venea antrenorul și mi-explica fiecare pas din antrenament, pentru mine nu exista renunțare în timpul antrenamentului. Adică dacă mie mi-a spus că avem de alergat 8 km cu nu știu ce tematică de antrenament, apoi eu îi respectam ca la carte, nu ieșeam din ceea ce spunea antrenorul. De asta de multe ori între sportiv și antrenor se leagă așa o anumită prietenie cum rar se întâlnește. Dacă mama îți spune să bei un litru de apă, nu-l bei. Dar dacă vine antrenorul și spune trebuie să bei un litru de apă, să vezi cum bei un litru de apă, că ți-a spus antrenorul, pentru că el știe de ce îți spune că trebuie să bei un litru de apă, da? Așa era și în sport, adică așa a fost și în antrenament cu mine. Deci dacă mie antrenorul mi-a spus că avem o anumită tematică de antrenament, respectam ca la carte, cu totuși că aveam și sparii de antrenament deja, cu cât creșteam mai mult în performanță, aveam nevoie de mai mare calitate în antrenament, nu mai puteam să alerg singură și atunci mă antrenam într-un grup de băieți, niciodată cu fetele, ca să mărească tempoul tot timpul de antrenament, să trec peste punctele grele din antrenament și da, erau momente când iarna la minus 20 de grade trebuia să ne antrenăm și nimeni nu plângea că de ce trebuie să ieșim afară să ne antrenăm. Vara la plus 40 de grade, ne jenau pantofii și nu ne opream, curgea sângele, dar nu mai simțeam decât după antrenament. Seara trebuia să reluăm înapoi antrenamentele. Dar eu nu vreau să scot în evidență ce înseamnă sportul de mare performanță. Sportul de mare performanță este durere. Da. Trebuie să ai o toleranță foarte, foarte mare la durere. Eu cred că am avut această toleranță și nu numai eu. Dacă stați de vorbă și cu Nadia Comăneci, același lucru o să vă spună. Sau dacă stați de vorbă cu mari sportivi ai României sau al lumii, fiecare vă spune același lucru. Da? Antrenamentul a fost de bază, durere, pentru că trebuia să-ți depășești tot timpul, să treci peste limitele tale și să-ți împingi corpul peste limite. Iar lucrul ăsta îl făcea echipa din jurul tău să te ajute să faci lucrul acesta. Da? Ca competițiile să fie extrem, extrem de simple. Adică simple. Mă gândesc mult că... mai ușoare față de un antrenament. Pentru mine era o bucurie să concurez. În momentul când veneau competițiile, pentru mine era o foarte mare bucurie. Pentru că nu m-am mai antrenat atât de mult, îmi doream să mă întreb cu celelalte atlete, să văd nivelul meu de pregătire, să văd ce pot ele, ce pot eu, unde trebuie să îmbunătățesc antrenamentul și așa mai departe. Care este cel mai mare regret al tău?
Să știți că tot ceea ce am făcut în viață până în prezent am făcut cu mare, mare bucurie și am o vorbă, că suma sacrificiilor trebuie să fie mai mare decât suma regretelor. Pentru fiecare lucru în parte trebuie să faci sacrificiu ca să nu ai regretul. Deci eu nu pot să vă spun că am un regret. Fiecare lucru pe care l-am făcut, să știți, conștient. Adică am fost lucru conștient. Adică n-am niciun regret. Chiar că am plecat de la 14-15 ani din mijlocul familiei și că a trebuit să muncesc după ce m-am lăsat de sport, din nou să iau de la capăt și să fiu la fel de perseverentă. Și am avut și am și în ziua de astăzi o chestie de asta pe care vreau să scap de ea. Știți că spune, fost sportiv, un foarte bun sportiv, dar nu are școală, nu are educație, nu are nimic. Ei, am încercat să le îmbin pe ambele. Să merg în paralel și cu școala și cu sportul de mare performanță. Eu în paralel, în 94 am intrat la facultate, în 99 am terminat. După ce m-am lăsat de sport, am continuat de asemenea să stau aproape 7 ani în mediul academic, tocmai pentru că am vrut să ies din această bulă, că sportivii doar atâta știu să facă, să alerge, să se antreneze, să concureze, dar după aceea ei nu mai au niciun viitor. Nu, am vrut să demonstrez și asta este și menirea mea astăzi, să motivez tânăra generație care sunt în sportul de mare performanță, că și școala și sportul de performanță nu trebuie să se neglijeze în niciun fel. Apropo de noul obiectiv al tău, acum știu că lucrezi împreună cu ADECO și promovezi campaniile de responsabilitate socială. Spune-te, rog frumos, care este contribuția voastră acum în a dezvolta noi tineri și noi talente? Vreau să vă spun că din 2004, de când m-am retras din activitatea sportivă, am ocupat mai multe funcții. Vicepreședinte la Federația Română de Atletism, sunt membră în forurile internaționale, chiar și la Comitetul Olimpic până anul trecut am fost membră în birou executiv. Am fost și ministru al tineretului și sportului o perioadă de 2 ani de zile. De aproximativ un an de zile, într-adevăr coordonez 4 proiecte de social responsibility la ADECO și public affair-ul. Sunt 4 proiecte care mi se potrivesc ca mănușă, nici nu credeam în momentul când mi-au propus să accept aceste 4 proiecte. Am fost puțin așa temătoare că se potrivesc sau nu se potrivesc, dar sunt create exact pe profilul meu și unul dintre ele, chiar mâine, este o campanie care mâine la ora 16:00 o să-i dăm startul, se numește CEO pentru o lună de zile, deci fiecare tânăr care își dorește să, pentru o lună de zile să fie directorul general al companiei ADECO România, poate să se înscrie pe site și în urma unei selecții extrem de riguroase pe care o să o facem, poate să fie el bossul sau șeful cel mare al companiei. După care intră în selecția internațională, pentru că campania se desfășoară la nivel de 53 de țări. Așa? După care, în campul internațional, alături de ceilalți tineri care au câștigat în țările respective. Așa că, dacă vă doriți mâine să intrați în campanie, cu mare drag, eu vă aștept să vă înscrieți și, așa cum spuneam, să facem selecția CEO-ului. Super, anul trecut a câștigat o tânără de 23 de ani de la regie film. Super, super, super dinamică, super smart. Mi-a plăcut foarte, foarte mult de ea. Chiar e o inițiativă super tare și cred că ți se potrivește de minune, pentru că tu tot timpul ai promovat valorile, adevăratele valori. Apropo de valori, eu unul percep ca tu fiind una dintre puținele valori autentice românești. Adică când spun valoare autentică, spun bazată pe rezultate reale, pe rezultate palpabile, exact cum am spus și mai devreme, pe care tu ai pus România pe hartă. Crezi că asta este moștenirea ta? Adică moștenirea ta, legacy-ul tău este să pui România pe hartă? Întotdeauna mi-a plăcut să scot în evidență frumusețile țării și să le promovăm. Acum, fiind cea mai bună sau fiind una dintre sportivele de elită a atletismului mondial, într-adevăr am avut, să zicem așa, privilegiu ca după mine tot timpul să fie și ziariști din alte țări și să descopere România. Au fost, de exemplu, ziariști din zona nordică a Europei care nu și-au dorit să vină în România de teamă că se vorbea foarte multe lucruri sau se scriau foarte multe lucruri la momentul respectiv despre România, nu tocmai frumoase. Cert este că
în momentul când au venit și au descoperit, astăzi își fac vacanțele în România. De exemplu, acum câțiva ani de zile, acum 4 sau 5 ani de zile, am organizat tot așa un eveniment internațional la București, unde au venit aproape 30 și ceva de personalități, conducători de federații naționale, la București, inclusiv ministrul sporturilor din Rusia, primarul orașului, unui oraș din Germania. Deci a fost un eveniment internațional extrem de valoros pentru atletismul românesc, organizat de mine. Cert este că toți, după ce au descoperit, au fost primiți atât de frumos, încât astăzi, de asemenea, vin cu mare drag în România doar să viziteze și să descopere țara. Pentru că ei n-au văzut delta, n-au văzut munții, n-au văzut ce posibilitate, nu numai turistică, dar și economică are România. Iar lucrurile astea noi trebuie să le promovăm și să le scoatem în evidență. Iar sportul nu face altceva decât să meargă mână-mână cu lucrurile astea. Pe plan internațional, o țară primește o competiție în funcție și de ce are de arătat lumii întregi când vine sau când aterizează în locul respectiv. Da? Asta încerc și eu asta am încercat până în prezent să o fac și o fac cu foarte, foarte mare drag. Și asta nu spun doar să apară sau să dea bine la public, e chiar ceea ce fac cu sufletul. Ce părere ai despre orele de sport de la școală? Și pentru că în momentul de față mi se pare că foarte mulți copii tineri se scutesc de la sport, încearcă să participe la activitatea sportivă la școală. Și asta, din punctul meu de vedere, nu creează o educație orientată către sport. Merg după principiul că omul sfințește locul. Acum n-aș vrea să mă mai duc în anii 90 sau înainte de 90, când ora de sport era, sau profesorul de sport, cel puțin în perioada mea, era cel mai iubit profesor din școală. Abia așteptam să vină ora de sport, să mergem. Profesorii de sport, la momentul respectiv, erau extrem de inovativi. De exemplu, mergeam cu Săniuța pe deal, mergeam la patinoar cu diriginta care mi-a fost profesora de sport. Tot ea a fost cea care m-a trimis pentru prima oară să alerg la un cross școlar în parcul municipiului Bistrița și de acolo am fost selecționată mai departe. Erau acele competiții interșcor, triatloanele, dacă vă aduceți bine aminte, da. În care fiecare școală avea o echipă care participa. După anii 90 s-au schimbat foarte, foarte multe lucruri, dar acum, știți cum, există foarte multe posibilități de a face sport. Acum nu mai poți să obligi sau înainte mai puteai să obligi un elev să meargă la activitățile extrașcolare. Ei, astăzi este foarte, foarte greu să impui sau să obligi pe cineva să facă ceva ce nu-i place. Dar ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că, unu, omul sfințește locul, copilul trebuie făcut să descopere sportul ca pe o joacă, că ora de sport trebuie reinventată din temelii. Nu mai putem să mergem la ora de sport și stânga-dreapta, dăm cu mingea la panou, la basket, nu știu ce, și se termină ora și n-am înțeles absolut nimic din ea. Ei, ar trebui după orele de școală, dar săracii atât de multe lucruri fac extrașcolare, să meargă și să facă sport în cluburile sportive școlare, da? Și să descopere fiecare sport în parte. Astăzi am chef, de exemplu, să joc fotbal. Mă duc la clubul sportiv din orașul meu și joc fotbal alături de alți copii care sunt acolo înscriși. Și totul este gratis, că sunt toți școlile Ministerului Educației. Vreau să alerg, tot acolo mă duc alături de alți colegi, dar lucrurile astea trebuie dezvoltate în așa fel încât să pună la punct partea de infrastructură sportivă, care din anii 60-70 nu s-a mai făcut nimic în partea de infrastructură sportivă în România, da? Și facem așa sporadic una alta, haide să le facem și de asta am și propus la un moment dat, cât a fost ministru, să facem un master plan de dezvoltare. Am și dat drumul targetat să dezvoltăm bazele sportive în funcție și de potențialul somatic și funcțional al populației, adică dacă în zona de munte se pretează să facem pârtii de schi, păi haide să facem pârtii de schi sau în altă parte unde avem
nu știu, potențial să facem selecție spre canota sau alte sporturi, haideți să dezvoltăm acele sporturi, tocmai pentru ca să dai posibilitatea fiecare regiune în parte să se dezvolte din punct de vedere sportiv, așa cum este de fapt și în Franța, așa este și în America, numai că sportul în America e dus tot în școală, asta este avantajul. De sportul în școală este și toți cei care practic, asta ar trebui să înțeleagă tânăra generație, că dacă își doresc să studieze la marile universități ale lumii, unul dintre punctele cele mai importante în CV-ul lor este dacă ai practicat sau nu un anumit tip de sport. Nu profesionist, dar dacă ai practicat un anumit sau practici un anumit tip de sport. De ce spun ei? Că dacă practici un anumit tip de sport, ai disciplina. Sportul înseamnă disciplină, tot așa ne ducem la niște valori sau la calitățile unui sportiv. Păi, disciplina este de bază, nu poți să ieși din disciplină, că dacă tu ratezi astăzi un antrenament, adversarul tău cu siguranță a făcut acel antrenament sau el s-a antrenat, deci are, nu știu, câteva ore de antrenament în plus față de tine. Și asta am văzut-o și în Japonia. Eram foarte iubită în Japonia și mă tot invitau la tot felul de competiții în Japonia, erau foarte, foarte simpatici. Așa, și am întâlnit tot așa un student la master, chimie, care îmi spunea în felul următor. Era voluntarul care avea grijă de mine. Știa limba română și știa să-mi explice, pentru că e foarte greu în Japonia. Acum probabil că s-au mai deschis, dar ei nu vorbeau limba engleză în anii 94-95. Era foarte, foarte greu să comunici cu ei. Puneai o întrebare și fugeau în altă parte să ceară răspunsul. Se întorceau după două ore să spună dacă s-a întâmplat sau nu și tu deja, mă rog, aveai nevoie de lucrul respectiv. Așa, și am întâlnit, așa cum spuneam, acel tânăr care studia chimia în Japonia și îi spuneam în felul următor, japonezii învățau 14 ore în continuu. 14 ore în continuu. Și îl întreb, dar tu faci la fel? Da, pentru că dacă nu studiezi o oră, știe mai mult decât mine în acea oră. Și nu au examen. Dacă lipsește de la... Dacă nu cred că era cazul. Nu era ca să sari. Așa este și în sport. Nu, așa este și în sport. Pentru noi, sportivii de elită, pentru că asta trebuie să scoatem în evidență și celor care ne ascultă. Sportul este foarte bine ierarhizat. Este sportul de inițiere, care ar trebui să-l facă toată lumea, sportul de performanță, care de asemenea poate să facă oricine, sportul de mare performanță și excelența. Excelența înseamnă ceea ce vă vorbesc eu. Dar la excelență este... greu să ajungi dacă nu perseverezi și nu ai acea tenacitate și acea disciplină a antrenamentului. Și să nu renunți niciodată, indiferent cât de greu ți este, să nu renunți. Ce ai aplicat din sport în viața de business? Totul. Dar să știți că sportul, adică business e la fel ca sportul, da? Estimezi, realizezi pe fiecare săptămână în parte. Ai niște, ai niște pași pe care trebuie să-i îndeplinești. Deci, business-ul e ca în sport. De asemenea, disciplina, perseverență și să te ții de acele cifre. Punct, nimic altceva. Eu știam că pe săptămână trebuie să alerg, nu știu, între 160-200 de kilometri. Cum ajung la cei kilometri de 200? Păi, luni fac asta, marți fac asta, miercuri fac asta, dacă se întâmplă ceva. Și niciodată dacă nu reușeam să întâmpla ceva, că na, eram și noi oameni, nu roboți, se mai întâmpla să se intervină starea de oboseală, antrenorul vedea imediat și cum își dădea seama antrenorul, cel puțin când este acea chimie, vedea imediat după. Eu eram un sportivă care foarte greu citeai pe chipul meu starea de oboseală sau pe alergarea mea. Aveam o alergare cu atâta ușurință, aveam și cu 10 kg mai puțin, dar aveam o ușurință de antrenament și de alergare că nimeni nu știa când pe mine mă doare ceva. Nu arătam niciodată, dar niciodată. Când mă doare un tendon, că n-am dormit bine, nu se citea lucrurile astea. În schimb, antrenorul știa. Cum își dădea seama? Nu știu. Și îmi spunea, în momentul ăsta ne oprim. De ce? Nu-mi place ceva la antrenament sau ceva nu merge. Și știam că trebuie să mă opresc. Punct. Și atunci aveam o zi, două de pauză. Dacă le aveam, dacă nu... Mai departe. Intram în partea asta de refacere
Pentru că refacerea la un sportiv este mai importantă decât antrenamentul. Se spune în literatura de specialitate, bine, studiind eu așa, că refacerea trebuie să dureze mai mult decât antrenamentul. Și am dat o foarte, foarte mare importanță refacerii și la un moment dat, că tot vorbeam de ziariștii din Anglia, venise în România să fac un reportaj la Eforie Nord, cum eu fac recuperarea în amol. Și apărusem pe prima pagină de Times, Gabi Szabo, refacere cu namol, da. Super. Gabi Szabo este un brand puternic. Nu știu cât de puternic. Este un brand foarte puternic. Nici n-aș vrea să cred asta. Trei valori pe care le are brandul Gabi Szabo. Când spui Gabi Szabo, spui... Să știi că în 2004, după ce m-am retras din activitatea sportivă, chiar am lucrat puțin pe partea asta de brand de celebritate cu Aneta Bogdan de la Brandient, pentru că îmi doream să merg pe partea asta de antreprenoria și să dezvolt lucruri frumoase asociate numelui pe care îl port. Și vreau să vă spun că l-a asociat prin seriozitatea mea, da, cu bănci, cu, ziceți-mi, cu companii de curierat, animalul tigru, nu știu, dar cu un animal de ăsta așa și iute și acum timpul a trecut, uite că n-am mers pe această cale de antreprenoriat și îmi pare rău, sincer, că uite dacă am un regret, poate că ăsta e un regret, că n-am știut să dezvolt acest brand sau numele, să-l duc în zona mai mult de business. Dar l-am lăsat să-l folosească alții mult mai mult dar l-am lăsat din suflet să creștem niște lucruri, inclusiv cum a fost Asociația Sport pentru Viață sau campaniile de promovare a unui stil de viață sănătos în școli și nu numai, și alte campanii importante, da, din România. Seriozitatea, cred că este una dintre... Seriozitatea, da. Cred că sunt prea serioasă și astăzi, la 42 de ani, regret că sunt prea serioasă și prea... Prea rigidă? Nu sunt rigidă. Nu, n-am rigiditate. Dar știu că lucrurile nu se pot întâmpla dacă nu ai o perseverență anume, n-ai o deschidere să faci lucrul respectiv și... Da, unul dintre calități cred că e această seriozitate. A doua este perseverența și pentru că sunt și scorpion, am răbdare. Și răbdare. Da. Da. Gabi, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat să vii la Inspiration with Brand Minds. Am o surpriză pentru tine. Pe data de 22 mai vom organiza un eveniment mare. Cea mai mare conferință de business din sud-estul Europei, Brand Minds, cu invitat Gary Vaynerchuk. Te așteptăm cu drag. Da, mulțumesc. Ai două invitații. Mulțumesc tare mult. Cu mare plăcere. Mulțumesc. Îți mulțumim foarte mult pentru că ai venit. Mulțumesc. Respect.